Bună ziua! Sunt Cristina și astăzi vom face împreună ciocolată de casă. Acestea sunt ingredientele de care veți avea nevoie pentru această rețetă. Acum să trecem la treabă. Rupeți ciocolata în bucăți potrivite și așezați-le într-un castron termorezistent, pe care apoi va trebui să-l așezăm pe baie de aburi. Tocați apoi cajul și fisticul grosier cu un cuțit. Puteți, bineînțeles, folosi orice alt tip de nucă vă place. Turnați și conserva de lapte condensat peste ciocolată. Adăugați untul și așezați castronul pe baie de abur, amestecând continuu până ce ciocolata s-a topit. Încorporați fisticul și cajul și amestecați bine. Așezați ciocolata de casă obținută într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și puneți la frigider pentru cel puțin 3 ore sau cel mai bine peste noapte. Când ciocolata s-a întărit, tăiați-o în bucăți generoase și împărțiți-o cu cei dragi. Această ciocolată are un gust intens și o textură foarte cremoasă. Pe lângă alune, în această ciocolată puteți adăuga stafide, fructe confiate sau biscuiți. Vreau însă să vă previn că această ciocolată provoacă dependență. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de această dată și sper să încercați și voi această rețetă. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați canalului de YouTube și vă aștept pe blog cu multe alte rețete pas cu pas. La revedere!